Slăvit să fie Iisus! Și bună seara tuturor dumneavoastră, celor prezenți în catedrală și tuturor celor care ne urmăresc prin intermediul internetului la această primă cateheză pregătitoare a noului an liturgic pe care îl vom începe duminica viitoare. Una din catehezele, din seria de cateheze menite să ne pregătească cum se cuvine sufletele pentru a-L întâmpina pe Domnul care vine. Vom începe cu un moment de rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. M-am bucurat când mi s-a spus să mergem în casa Domnului. Iată, picioarele noastre au ajuns la porțile tale, Ierusalime. Acolo urcă triburile Domnului, după mărturia lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de judecată, tronurile casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, să aibă liniște cei care te iubesc, pacea să locuiască între zidurile tale și liniștea în palatele tale. De dragul fraților și prietenilor mei, eu spun pace ție. De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru, mă rog pentru bunătatea ta. Doamne Iisuse, te rugăm să fii prezent în toate momentele din viața noastră. Luminează-ne ochii pentru a te descoperi alături de noi, în viața familială, eclezială, profesională și socială de fiecare zi. Primește și purifică bucuriile și speranțele noastre, tristețile și neliniștele din aceste timpuri. Doamne, ajută-ne să găsim liniștea interioară acum, la început de an liturgic și de advent. Să fim credincioși vigilenți, pregătiți pentru venirea Ta în mijlocul nostru. Dă-ne harul să te întâlnim la Sfânta Liturghie și să te primim în Sfânta Euharistie. Dă-ne harul de a putea descoperi vocea Ta în creație și în Scriptură, în evenimentele zilnice și în persoanele pe care le întâlnim, mai ales în cei săraci și suferinți. Cuvântul Tău să ne călăuzească pentru a experimenta puterea învierii Tale și a mărturisi cu tărie prezența Ta în mijlocul nostru. Amin. Vegheați, mântuirea este aproape. Acesta este titlul primei cateheze pe care, după cum bine știm, preasfințitul nostru Iosif dorește să ne ofere în seara aceasta ca moment de pregătire pentru noul an bisericesc, care de fiecare dată, ca de fiecare dată începe cu perioada de pregătire a Adventului și, cum știm, anul acesta nou bisericesc va fi un an de aprofundare a importanței și centralității Sfintei Liturghii în viața noastră de credință. Îi dăm bun venit preasfințitului și îl rugăm să ne ofere din inspirația Duhului Sfânt care i-a oferit și această idee de a ne împărtăși cuvântul său de învățătură. Vreau să le invit pe preasfințitul să spună un cuvânt, dar nu vrea să se interpună Duhului Sfânt astfel încât îl invocăm întâi pe Duhul Sfânt și apoi îl ascultăm pe Preasfințitul.
Lăudat să fie Iisus Hristos! Cucernici, părinți, frați într-o preoție, dragi tineri, vreau să spun și copii, dar nu-i văd în biserică, e oră potrivită pentru dânsii, dragi tineri, iubiți credincioși, iubiți ascultători și urmăritori pe internet a transmisiei noastre în direct din Catedrala Romano-Catolică din Iași. Spunea Părintele Decan să iau cuvântul în eu și apoi Duhul Sfânt. Totdeauna Domnul are prioritate, noi vorbim în numele Domnului și eu nu fac altceva decât îmi împlinesc principala slujire în dieceza din Iași și în viața mea de episcop și preot, aceea numită profetică. Când Iisus i-a trimis pe apostoli, le-a spus, mergeți și învățați. Mergeți și predicați. Așa că eu mă îndeplinesc acum această misiune primordială în viața mea de episcop și în același timp de preot, predicând cuvântul lui Dumnezeu, făcând aceste catehezi. Începem astăzi, aici, în catedrala noastră din Iași, seria de cateheze de joi seara, cateheze pe care le țin eu ca episcop al diecezei romano-catolice de Iași în legătură cu textele biblice ale fiecărei duminici din Advent și apoi vom continua în timpul postului mare. Acum suntem în preajma primei duminici din Advent. Și titlul catehezei, anunțat deja, l-ați văzut și pe afișele reclamă, este acesta, vegheați, mântuirea este aproape. Textele acestea biblice din prima duminică din Advent ne vorbesc despre venirea Domnului. Venirea. În latinește Adventus, de aici numele de Advent. Domnul vine la noi. Dar un lucru curios, noi știm că Adventul ne pregătește pentru Crăciun, una din cele mai frumoase sărbători, așa de plăcute nouă tuturor. Ne pregătește pentru Crăciun, adică pentru a retrăi în spirit de credință în fiecare an prima venire a lui Iisus, cea de la Betleem, în sărăcie și umilință. Și spun curios pentru că vom auzi duminică în Evanghelie, vorbindu-ni se despre, așa cum ne dăm dată impresia, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, într-un limbaj apocaliptic despre a doua venire, ultima de la sfârșitul veacurilor și nu în umilință și sărăcie, ci cu putere și cu slavă. E curios pentru mulți acest lucru, dar vom înțelege îndată care este sensul Adventusului, venirii Domnului la noi. Pentru că Domnul a venit, vine și va veni. Primul punct al catehezei este acesta. Întrebări despre venirea Fiului Omului. Când se va întâmpla venirea Fiului Omului? Când va fi acel ceas? Ce semne vor prevesti împlinirea Lui? Ei, la aceste întrebări căutăm răspunsuri, așa cum căutau și primii creștini,
Căutăm să răspundem și noi în această primă cateheză la începutul Adventului. Așadar, întrebări despre venirea Fiului Omului. În Palestina, de altădată, oamenii îl așteptau pe Mesia. Toți cunoșteau profețiile despre Mesia și despre venirea Fiului Omului și căutau semne pentru a înțelege timpul în care aveau să se întâmple aceste profeții. Cei care ascultau învățăturile lui Iisus, discipolii săi în special, căutau să descopere în cuvintele lui Iisus semnele despre venirea Fiului Omului, semnele. Încercau să afle ceva mai mult despre acest subiect. Și de aceea se întrebau, când se va întâmpla venirea Fiului Omului? Cuvintele auzite de pe buzele lui Iisus prevesteau totodată sosirea judecății lui Dumnezeu. Cum spunem în crez, de unde are să vină să judece pe vii și pe morți, cu referință la venirea finală. Discipulii continuau să se întrebe care vor fi semnele prevestitoare ale judecății divine. De fapt, preocuparea discipolilor despre venirea Fiului Omului nu cuprindeau doar înțelegerea cuvintelor lui Iisus despre această venire, cât mai ales cunoașterea, voiau ei, cum suntem curioși noi oamenii, ceasul exact, când va veni. Ceasul împlinirii acestei profeții, că sigur va veni Domnul, sigur, nu ne îndoim de cuvintele Scripturii, dar Domnul n-a precizat când exact va veni. Și aici curiozitatea apostolilor, dar și curiozitatea noastră, oare când va veni? Care sunt semnele care vor precede această venire a Domnului? Sigur, va fi o venire neașteptată, dar o venire neașteptată ar fi putut să-i surprindă nepregătiți pe toți. Iar această situație ar fi fost o cumplită tragedie. Iisus le spune ucenicilor săi, veți auzi în Evanghelia de duminica primă din Advent, precum a fost în zilele lui Noe, noi când pronunțăm cuvântul Noe ne gândim imediat la potop, și așa este. Precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Aceste cuvinte destăinuiau de fapt că Fiul Omului va veni într-un context asemănător cu cel din timpul lui Noe. Că ne spune Biblia că în zilele lui Noe oamenii se ocupau cu cele zilnice, îndeosebi cu munca la câmp, cu treburile de la moară, cu procurarea hranei de fiecare zi, cu transmiterea vieții și așa mai departe. Probleme zilnice, preocuparea omului de fiecare zi. Nici nu băgau în seamă ce le spuneam noi în numele lui Dumnezeu, ca ei să se convertească, că va veni potopul. Râdeau de el. Oamenii duceau deci o viață obișnuită. Mâncau și beau, se însurau și se măritau, cum spune Iisus în Sfânta Evanghelie, Matei 24:38. Ei, auzind aceste cuvinte, ucenicii se întrebau și se întrebau mai nedumeriți, sosirea Fiului Omului va fi oare pe neașteptate? Asemenea, venirii potopului? Când a venit potopul, toți au fost cuprinși de groază. Ploaia nu se mai termina. Și aceia ucenicii, auzind această trimitere a lui Iisus la Noe, zilele lui Noe,
erau cuprinși de neliniște. Oare așa va veni Fiul omului pe neașteptate asemenea venirii potopului? Și acum trecem la al doilea punct al catehezei, pe care îl iau din Evanghelie, Evanghelia primei duminici din Advent, vegheați. De aici și titlul primei cateheze, vegheați, mântuirea este aproape. Iisus vedea semnele împlinirii profețiilor mesianice din vechime și de aceea le-a cerut tuturor să înțeleagă învățăturile în lumina prezenței sale în mijlocul lor, în această lumină să vadă, în lumina prezenței sale în mijlocul lor. Și El le-a spus că venirea Fiului Omului se va întâmpla chiar în cadrul normal al vieții de zi cu zi. Profețiile se vor adeveri în timpul lucrărilor de la câmp și a lucrărilor de la moară, spune El. Mântuirea oamenilor se va împlini, cu alte cuvinte, chiar în normalitatea vieții lor de zi cu zi. Și spune Iisus, în acea zi, unii vor fi luați, alții vor fi lăsați. Ce înseamnă aceste cuvinte? Luați, lăsați. În acea zi, unii vor fi luați, adică vor fi salvați. Alții vor fi lăsați. Mai bine spus, vor fi lăsați să se piardă pentru indiferența lor de a da ascultare cuvântului său, de a-l pune în practică. De fapt, spuneam, tonul Evangheliei din prima duminică din Advent este un ton apocaliptic, înspăimântător, de groază. Dar totdeauna aceste cuvinte apocaliptice, dacă urmăriți cu atenție în Biblie, se încheie o notă de speranță. Prin acest ton apocaliptic, Hristos nu voia altceva decât să-i atenționeze pe oameni, să ne atenționeze pe noi, să luăm în serios cuvântul său, învățătura sa, că nu e o joacă. Cuvântul său este viu, care pătrunde până la încheietura, cum se explică textul biblic, la încheietura oaselor, pătrunde. Și El este viu și rămâne întotdeauna așa. Și Iisus spunea, folosește tonul apocaliptic, dar totdeauna încheie cu o notă de speranță, de speranță. Iisus vine nu să ne pedepsească așadar, El vine să ne mântuiască, El este mântuitorul nostru, așa îi cântăm în toate cântecele de Advent și nu numai. Sigur este faptul că Iisus va veni și El se numește Fiul Omului în fragmentul din Evanghelie, dar cu totul necunoscut este ceasul, ora acestei veniri, de aceea fiecare trebuie să vegheze. Și aici cuvântul de ordine al Adventului, vegheați. Fiți gata. A veghea nu înseamnă altceva decât a fi mereu la datorie. A fi mereu cu conștiința datoriei împlinite. A trăi viața în normalitatea ei, dar corect. Ca fii ai lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată pe Creatorul nostru și tot ce facem, să facem din iubire față de El, cu gândul la El, cerându-i ajutor, vegheați. Că nu știți în ce zi vine Stăpânul vostru. Este necesar ca toți absolut să fim vigilenți și să-L așteptăm pe Domnul. Să nu cedăm nicicum ispitei înșelătoare a nopții, de a ne crede noi stăpânii casei și de a țipi.
așa este tendința omului, cu înclinările spre rău, ne credem noi că am fi cineva, noi facem, noi dregem, noi, cât nu-l neglijează totalmente pe Dumnezeu. Nu noi suntem stăpânii casei, trebuie să avem grijă, să nu ațipim, ci să avem ochii mereu deschiși, în sens și figurativ, asemenea slujitorului bun și credincios, care, și aici folosim două imagini excepțional de frumoase, centura la brâu și lampa pregătită. Dar slujitorul credincios și vigilent știe un lucru foarte sigur, anume că moartea, semn al sfârșitului acestei lumi și poartă care se deschide spre veșnicie, aceasta este moartea, omul credincios știe că moartea, chiar dacă vine ca un hoț, ea nu poate avea niciodată ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are viața și nu moartea. Iisus a înfruntat moartea și a venit să ne deschidă tuturor perspectiva vieții. Trec acum la cel de-al treilea punct al catehezei și de data aceasta fac referire la a doua lectură pe care o vom auzi duminică, în prima duminică din Advent. Este ceasul să ne trezim din somn. Ceasul să ne trezim din somn. Să aprofundăm mai mult importanța momentului întâlnirii noastre cu Iisus. Ziua venirii Fiului Omului prevestită de Iisus în Evanghelie, propriu-zis nu se referă la sfârșitul lumii, așa cum poate ne-am gândit noi când ascultăm acest fragment din Evanghelie, deoarece chiar acea zi este în strânsă legătură cu faptele și preocupările obișnuite din viața noastră. De aceea judecata lui Dumnezeu se împlinește în faptele de zi cu zi, iar locul mai apropiat sau mai îndepărtat de Hristos are o legătură cu faptele noastre obișnuite, zilnice. Că spune Sfânta Scriptură, Sfântul Paul, acum este ceasul să vă treziți din somn. Acum, nu mâine, nu după ce trece Crăciunul, nu după ce împlinim o anumită vârstă. Acum este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am primit credința. Aceste cuvinte spuse de Apostolul Paul ne arată faptul că ceasul trezirii este un moment special, plin de har. Este ceasul în care slujitorul credincios și vigilent este pregătit pentru întâlnirea sa cu Iisus Hristos. Că trebuie să fim pregătiți pentru a-L întâlni pe Domnul, Adventus, venire, Domnul vine. Noi trebuie să fim pregătiți să-L întâlnim, să-L primim. Trecerea de la noapte la zi, de la întuneric la lumină, de la starea de veche la întâlnire, cuprinde semnificații importante și profunde. Slujitorul credincios își dă seama de ceea ce se întâmplă în jurul său și în viața sa. El înțelege totul, anume că rolul pe care îl are și își împlinește el voință. Ce rol are el în viață? Omul credincios, fidel, știe ce rol are, pentru ce trăiește pe fața pământului, care este voința lui Dumnezeu cu el și de aceea își împlinește zilnic vocația sa. Spunem în acest caz că este vigilent, că este credincios. Aflându-se în stare de veghe, un astfel de om credincios vede semnele timpului, le înțelege, se pregătește pentru întâlnirea cu Hristos.
Dumnezeu vorbește mereu omenirii, prin semnele timpului, și cel care e credincios știe să le citească în cheie biblică. El nu poate fi indiferent, ci întotdeauna atent, pregătit, credincios. Așa cum sosirea dimineții aduce clipa în care cel care a dormit trebuie să se trezească din somn și să se pregătească pentru o nouă zi, la fel noi. Pentru noi, cei care credem și ne pregătim pentru întâlnirea cu Hristos, momentul acesta, acum, sau starea de veghe sunt foarte importante. Acum, nu mai târziu, nu mâine, acum, este momentul harului. Acesta este secretul slujitorului cu centura la brâu și cu lampa aprinsă. Centura. Sunt două imagini foarte sugestive. Sigur, poate unii s-ar gândi la centura lată din cântecul acela popular îndrăgit de mulți. Dacă vreți, îl putem aplica. Folosind centura lată, ce bărbat eram odată, îl putem aplica la tema noastră, cu centura la brâu, să fii un bărbat credincios care să lași în urma ta un exemplu frumos, ceva care e realizat în viață. Atent, așadar, vigilent. Așa trebuie să fie orice bărbat și orice femeie care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Să iubim și să trăim momentul de har, în termen teologic, kairosul, momentul harului, ceasul în care întrezărește fiecare care este credincios venirea lui Iisus Hristos. Fiecare ceas care vine îl apropie tot mai mult de întâlnirea cu Iisus Hristos. Plecarea nopții și sosirea zilei face parte din viața noastră zilnică. În fiecare dimineață noi ne pregătim pentru o nouă zi și suntem gata să începem. Iar noi suntem creștini și este potrivit să ne întrebăm cum ne pregătim noi pentru o nouă zi în fiecare dimineață, în acest timp de har al Adventului. Cum? Să ascultăm ce ne spune Apostolul Paul. Să lepădăm faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să lepădăm faptele întunericului. Care sunt aceste fapte ale întunericului? Program de Advent. Sunt faptele care ne întunecă viața, patimile lăsate să se dezlănțuie liber în viața noastră. Acestea trebuie să le lepădăm, spune Sfântul Paul, și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Care sunt acestea? Bunătatea, răbdarea, caritatea, pacea, etc. Tot ce e frumos și bun și demn de ținut a unui fiu al lui Dumnezeu. Să ne apropiem de lumină și să trăim în lumină. Să fim slujitorii credincioși, pregătiți mereu pentru întâlnirea cu Iisus, amintindu-ne mereu ce ne spune El: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În timpul Adventului, mi-aduc aminte când eram copil și cei care sunteți de la țară, auzim mai ușor decât la oraș sunetul clopotului, biserica, ce este în fiecare localitate, sunetul clopotului din turnul bisericii. Și ne amintim de acea liturghie de dimineață numită Regen Mis, misa de dimineață, Regnes, mai spun în limbaj popular, bătrânii. Și mi-aduc aminte de bunica și mama când ne spunea: hai la Regnes, hai, sună clopotul. Și era dimineață, dimineață, cu noaptea în cap.
Sunetul clopotelor din turnul bisericilor ne spun tuturor, treziți-vă, fiți gata, pregătiți-vă, sculați-vă, ca să-L întâlniți pe Iisus. Unde? La biserică. Un loc privilegiat al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Și aici înțelegem cât de importantă este Sfânta Liturghie. Că de aceea mergeam dimineața la biserică și ne cheamă clopotele să participăm la Sfânta Liturghie în fiecare dimineață. Așa numită slujbă de rorate. Acest lucru cere să ne pregătim bine pentru o întâlnire specială a noastră cu Iisus. La Sfânta Liturghie, aici îl întâlnim cel mai bine pe Iisus care vine la noi, vine fiecare zi la noi. Vegheați, ne spune El. Și auzim repetându-se cu insistență în Evanghelia din prima duminică din Advent, vegheați. Înțelegem noi faptul că starea de veghe ne impune o îndepărtare de viața păcatului, de viața celui ce nu-L cunoaște pe Iisus Hristos, să abandonăm comportamentul negativ, ne spune Sfântul Paul, faptele întunericului, comportamentul negativ, păcătos, mai exact lipsa de control, chefurile, bețiile, necurăția, toate le enumeră Sfântul Paul, s-au zis duminică în a doua lectură, desfrânările, faptele de rușine sau trădările frățești dezordonate, cearta, ura, invidia, toate acestea sunt fapte ale întunericului. De ele trebuie să ne debarasăm. Aceasta este lupta la care ne cheamă Adventul. Să ne întrebăm încă din primele zile ale Adventului, cum mă pregătesc, cum am de gând să mă pregătesc eu pentru a participa la Sfânta Liturghie și a mă pregăti pentru a-L întâlni pe Iisus. În catehizele din timpul Adventului și în anul nou pe care în dată îl vom începe, am propus pentru reflexie, pentru meditație, tema Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Este așa de importantă Sfânta Liturghie. Dacă ne-am dat seama cât de importantă este liturghia pentru noi, n-am stat un moment să zăbovim în altă parte atunci când știm că în biserică se celebrează Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie, într-o primă cateheză și la ieșire din biserică, am înțeles, veți primi cei care doriți aceste cateheze pe care noi le prezentăm. Sfânta Liturghie are la început câteva rituri introductive și aceste rituri sunt asemenea unui prag în trei trepte pe care trebuie să le urcăm pentru a ne prezenta înaintea lui Dumnezeu. Și va fi explicată bucățică cu bucățică Sfânta Liturghie, ca să o înțelegem mai bine, să o prețuim mai mult, să știm că ea este, așa cum spune Conciliul Vatican al doilea, inima vie a Bisericii. Știți care este rolul inimii în trupul nostru? Noi formăm trupul mistic al lui Hristos. Ceea ce este inima pentru trupul nostru, că dacă n-ar mai bate inima, ar fi laț, am dat colțul, cum se spune. Așa este Sfânta Liturghie pentru viața noastră din punct de vedere spiritual. Nu putem trăi viața de unire cu Dumnezeu, de copii ai lui Dumnezeu, fără Sfânta Liturghie. Pentru că aici îl întâlnim în modul cel mai concret, viu, real, pe Domnul care vine. Vine mereu. Prima treaptă în explicarea Sfintei Liturghii este procesiunea. Vedeți când începe liturghia, în față ministranții, apoi vine preotul și face o procesiune. În timpul acesta se cântă cântare de la început și apoi preotul salută poporul. Ei, când preotul iese din sacristie, merge în procesiune, în fața altarului. Procesiunea simbolizează venirea lui Iisus,
Pentru că preotul acționează în persoana lui Iisus. Să vi-l închipuiți totdeauna când iese preotul, vine Iisus, întovărășit de cei care cred în El. Vine ca să se întâlnească cu noi, noi să ne întâlnim cu El. Vine în mijlocul adunării liturgice care este în așteptare. De aceea venim puțin mai devreme la biserică și așteptăm. Ce așteptăm? Venirea Domnului, simbolizată de această procesiune de preotul care vine în numele lui Hristos să aducă jertfa Noului Testament, Sfânta Liturghie. Și când ajunge la altar, ați văzut, preotul îngenunchează cu reverență. Apoi merge și venerează altarul pe care îl sărută, pentru că îl simbolizează pe Hristos, și masa de jertfă. Altarul este sfânt și simbolul lui Hristos. Este și masa ospățului mielului lui Dumnezeu. Iar cântarea care însoțește procesiunea, ne ajută să descoperim faptul că suntem ca un singur trup, prezent în același loc și în același moment în numele lui Hristos. Suntem trupul mistic al lui Hristos și ne manifestăm prin cântare, ne manifestăm bucuria venirii sale în mijlocul nostru. Numai după ce a venerat altarul, preotul salută. Asta e prima treaptă. Salută mai întâi comunitatea adunată în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și salutul îl cunoaștem prea bine. Domnul să fie cu voi. Și poporul răspunde și cu Duhul tău. Adică recunoaște prezența Domnului între noi. Și poporul spune și cu tine este Părinte Domnul. Preotul și credincioșii recunosc și vestesc această prezență a Domnului ei în mijlocul lor, venirea Lui, Adventus. Și trec la ultimul punct al catehezii, cum spune Sfântul Paul în lectura a doua de duminică, să umblăm cuvincios ca ziua. Când ne comportăm ca fii ai luminii, atunci Dumnezeu este prezent în viața noastră și îi permitem să ne învețe căile sale, să umblăm pe cărările sale în fiecare moment și la fiecare pas pe care îl facem, să arătăm celor din jurul nostru că suntem creștini, că suntem discipoli ai lui Iisus Hristos. Și acum, urmând tradiția noastră, vă propun tuturor ca la începutul Adventului să luăm împreună, păstori și credincioși, două hotărâri, două propuneri. Una, să participăm zilnic, cei care pot, sigur, cu prețul unor jertfe, să participăm zilnic la Sfânta Liturghie, ca adevărați slujitori credincioși ai lui Dumnezeu. Și a doua hotărâre, să umblăm cuvincios, ca în timpul zilei, adică cu centura la brâu, și v-am spus semnificația ei, și cu lampa aprinsă, pregătiți pentru întâlnirea noastră cu Iisus. Și vă propun și două exemple concrete din istoria deciziei noastre, și anume fericitul Anton Durcovici și fericita Veronica Antal. Fericitul Anton Durcovici, se spune că el purta întotdeauna ciliciul pentru a fi mereu prezent în stare de veghe. Îl vom sărbători peste câteva zile, pe 10 decembrie. Și al doilea exemplu, fericita Veronica Antal, care a fost o fată simplă din dieceza noastră, de la Nisiporești, o fecioară simplă și credincioasă, care a știut să caute, să se întâlnească mereu cu Domnul, l-a căutat, l-a găsit mereu și i-a dat curajul și forța să-și dea viața pentru a-și apăra curăția inimii și a rămâne credincioasă lui Dumnezeu. I-a avut grijă să-și alimenteze întotdeauna lampa credinței pe care a menținut-o aprinsă până la momentul martiriului ei. A fost ucisă pentru credință, pentru curăția inimii ei, n-a cedat deloc.
să ne copleșească, dragi tineri, iubiți credincioși și cei care mă urmăriți în direct, Bunul Dumnezeu să ne copleșească cu Harul Său, ca să înțelegem bine semnele timpului pe care le trăim, să ne menținem cu tăria credinței și să ne exprimăm încrederea în Dumnezeu. Credința trebuie să exprimăm concret, nu simplu, dar cred în Dumnezeu, să se vadă încrederea totală pe care o avem în Dumnezeu, în toate împrejurările vieții. Că nu dezamăgește pe nimeni, vine la noi, rămâne cu noi, să-i simțim prezența Lui, să-L primim într-o inimă curată, să ne îmbrăcăm cu Iisus Hristos. Când umblăm în lumină, atunci Iisus Hristos este împreună cu noi. Și prezența lui Iisus Hristos, să știți că faceți experiența și vă veți convinge, ne însuflețește în fiecare moment. Altfel trăim viața când o trăim alături de Iisus, conștienți de prezența Lui în sufletul nostru, în viața noastră, în familiile noastre, în comunitatea noastră. Eu vă doresc din suflet și îmi doresc și mie să profităm din plin de acest timp numit al Adventului pentru a simți prezența Domnului, a pregăti venirea Lui la noi și a trăi mereu în prietenia și în iubirea Lui. Amin. Vedeți, aceste catecheze sunt incluse într-o celebrare liturgică. Începem catecheza totdeauna cu o explicație scurtă la început, cu o rugăciune și invocăm mereu pe Duhul Sfânt, ca El să ne lumineze, să înțelegem învățătura creștină și să ne ajute să o punem în practică. Și acum, încheiind această expunere a primei catecheze, continuăm cu un moment de reflecție și veți vedea cu o rugăciune și o cântare, iar la final vă voi da binecuvântarea. Așadar, iată, oamenii s-au întrebat, mai întâi discipolii și primii creștini, dar și noi, cei de astăzi, ne întrebăm și vrem să înțelegem cuvintele lui Iisus referitoare la venirea Fiului Omului și referitoare la semnele care prevestesc ceasul acestei veniri. Și Mântuitorul și nouă celor de astăzi ne amintește experiența oamenilor de pe timpul lui Noe. Cu alte cuvinte, această venire a doua se va petrece în normalitatea vieții de zi cu zi. Este nevoie pentru a percepe semnele premergătoare să veghem. Să veghem deoarece venirea Fiului Omului se referă și la prezența lui Iisus în viața noastră zilnică. Da, va veni la sfârșitul veacurilor, dar venirea lui Iisus este o realitate constantă, de zi cu zi. Doar slujitorul credincios, cel cu centura la brâu și cu lampa aprinsă, va fi în acea stare de vigilență capabilă să-i ofere celui care veghează recunoașterea și acceptarea ceasului întâlnirii cu Iisus. Este ceasul să ne trezim din somn, acum este momentul harului, acum este momentul întrezăririi venirii lui Iisus Hristos, al întâlnirii cu El.
să umblăm cuvincios ca ziua. Este îndemnul pe care și noi îl primim de la Apostolul Paul, căutând să fim îmbrăcați cu Hristos, să mergem în lumină, să mergem în prezența liniștii și a păcii, a prezenței lui Iisus în viața de zi cu zi. Timpul alocat pentru cateheză este de aproximativ 60 de minute. Dacă cineva simte dorința de a da o mărturie sau de a adresa vreo întrebare sau chiar Preasfințitul, dacă vrea să provoace o discuție, avem acest timp la dispoziție. Dacă nu, lăsăm ca Duhul Sfânt să ne inspire și să ne ajute să aprofundăm conținutul acestei prime cateheze a Preasfințitului. Eu personal, în timp ce vorbea Preasfințitul despre această procesiune pe care o desfășoară la începutul Sfintei Liturghii, preotul împreună cu ministranții, mă gândeam la un moment dat bolta aceasta a noastră din catedrală, care este formată din 24 de ogive, este simbolul lui Hristos, soarele, care ne luminează și ne ocrotește 24 de ore din 24. Și mă gândeam că cred că nu există o oră pe acest pământ în care să nu se celebreze Sfânta Liturghie, astfel încât 24 de ore din 24 Hristos este prezent pe acest pământ al nostru. Este prezent. Venirea sa este deja o realitate pe care o percepem, o simțim dacă veghem și suntem îmbrăcați și umblăm cuvincios ca ziua. Mulți dintre dumneavoastră puteți da mărturie, pentru că mulți veniți din mediul rural și ne amintim cu drag cum ne sculam cu noaptea în cap. Încă am prins eu vremurile că nu era încă lumină în sat. Mergeam cu un felinar, cu o luminiță la biserică și tot satul era în mișcare, dimineață, cu noaptea în cap. Îl căutam pe Domnul. Auzeam trasul clopetului, mă mai trăgea mama de picioare câteodată, pentru că copil fiind, știți că e mai somnoros copilul și vrea somn mai mult, dar nu regret niciodată aceste momente și le păstrez în amintire cât voi trăi. Dacă cineva vrea să dea o mărturie de credință în privința aceasta, a pregătirii pentru Crăciun, acestui timp extraordinar de frumos, o poate face, să ridice mâna și poate veni la microfon, sau este microfonul părintelui acolo, pentru a completa cele pe care le-am spus privitor la deghiere, la venirea Domnului. Nu vă dați seama ce important este să simțim că Domnul e cu noi, că noi facem drumul vieții nu singur. Dumnezeu nu este undeva după nori și se uită indiferent sau nu-i pasă de noi. Îi pasă foarte mult, este mereu cu noi. Noi trebuie să veghem, adică să fim conștienți că El e cu noi și noi să ne facem datoria în fiecare zi, să împlinim voința Lui. Vrea cineva să ia cuvântul? Nu provin din mediul rural, ci dintr-un oraș mai îndepărtat, așa, nordic, din Botoșani, unde catolicii erau destul de puțini și destul de marginalizați când eram eu copil. Mulți nici nu mai veneau la biserică sau nu spuneau că merg la biserică, dar îmi amintesc foarte bine de aceste sfinte liturghii de rorate. Trebuia să merg la școală, dar mă sculam de vreme, țineam foarte mult ca să merg și eu.
Era frig, uneori era zăpadă și zăpada scârsia sub picioare, era întuneric și nici nu aveam destulă îmbrăcăminte și încălțăminte ca să nu simt așa frigul, dar este una din cele mai mari bucurii și cele mai frumoase amintiri ale mele, liturghia de rorate. Am auzit multe mărturii de acestea când credincioșii își aduc aminte și povestesc cei mai în vârstă. Acum lumea s-a mai răcit, generația tânără, dar eu vă îndemn, dragi tineri, să vă apropiați cu încredere de Iisus. Chiar dacă trebuie să faceți uneori un efort mai mare, să renunțați la altele pentru a veni în casa Lui, pentru a-L întâlni, vă garantez eu că altfel simțiți și veți simți sărbătoarea Crăciunului, când în timpul Adventului găsiți și toți ceilalți găsim timp pentru Dumnezeu. Este un timp foarte al credinței noastre și trebuie să facem această experiență. Dacă mai vrea cineva să spună vreo mărturie? Să spun că eu sunt din zonă, de pe aici, mai bine zis, din mama mea să trage din Sprinceana. Și noi n-aveam liturghie la Poduiloaie, locuiam la Poduiloaie. Și bunica de la Sprinceana spunea, nu uitați să veniți la liturghie, nu mă interesează cum vă treziți, dar veniți. Mama când ne trezea și striga, gata, trezirea, nu conta, făcea 4 km pe jos la Sfânta Liturghiei, nu? Conta că era frig, că ningea și era foarte frumos, era, nu trecea și de frig și de foame și veneam bucuroși acasă, simțeai altfel ziua. Sau viața, chiar dacă erau greutăți, chiar dacă nu aveau. Bunica ne aștepta cu cei avea, pregătea ea acolo și mămăliguță cu brânză în cuptor. Era foarte bine, aș vrea să mai prind de zilea asta, de păcate. Toți cei care au fost în viața mea au plecat. Vă mulțumesc frumos! Și mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să trec prin, eu fiind cea mai mică, să trec prin toate. Și sper să învăț și pe copiii mei să fac la fel. Adică am încercat până acum să-i țin vii în Dumnezeu. Vă mulțumim frumos pentru mărturie. Mă scuzați dacă... Nu, foarte bine. Fiecare spune așa cum simte și experiența pe care a făcut-o în viață. Sigur, sunt multe mărturii, poate n-aveți curajul acum să o faceți, pentru că nu suntem ca în timpul Sfintei Liturghii. Aceste catehezi, eu prezint tema și apoi aștept să vă gândiți la celelalte catehezi, să interveniți. Fiecare... Tema este anunțată dinainte. Acum, pentru aprofundare, veți lua, cred că sunt, foile acestea la ieșirea din biserică, dacă nu, așa spunea Părintele Adrian. Vor fi disponibile acolo, poate este cineva spate, care va împărți. Ca să recitiți și să aprofundați, mai ales partea a doua despre Sfânta Liturghie, mă lungeam prea mult ca să... insist cu multe detalii asupra Sfintei Liturghii, dar vom avea ocazie încet, încet, pe parcursul noului an, să înțelegem ce mare valoare este Sfânta Liturghie, ce important este să-L întâlnim pe Domnul și să trăim viața cu El. Continuăm cu încheiem, cu rugăciunea și cu binecuvântare. Eventual, poate, nu știu, exista și posibilitatea aceasta, dacă cineva nu are curajul să exprime o întrebare,
poate să o pună în scris într-un bilețel și, știu, la cateheza următoare, Preasfințitul poate oferi răspuns la respectiva întrebare. Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumesc pentru acest nou an liturgic ce îmi deschide drumul spre întâlnirea cu Tine, Domnul și Dumnezeul meu. Nu doar trupul, ci și sufletul meu are nevoie de a se menține sănătos. Te rog, Doamne, întărește-mi credința și dă-mi curajul de a-mi ridica privirea spre Tine, care vii mereu în mijlocul nostru și ne oferi darul neprețuit al prezenței Tale. Doamne Iisuse Hristoase, noi toți Te căutăm, iar întreaga creație întreabă de Tine. Revelează-Te astăzi, vino cu noi și mergi împreună cu noi. Te așteptăm, Doamne, nu pentru a ne elibera de responsabilități, ci pentru a ne întări în angajamentul nostru. Te așteptăm pentru a ne binecuvânta cu prezența Ta și pentru a învăța cum să-L iubim pe aproapele și să respectăm tot ceea ce este în jurul nostru. Te așteptăm cu lampa aprinsă, pentru ca să vii în mijlocul nostru, dar nu pentru a afla un secret, ci pentru a ne descoperi misterului tainic al prezenței Tale. Te așteptăm nu pentru a ne lăsa pradă somnului și morții, ci pentru a le învinge cu ajutorul harului Tău. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne ca în acest nou an liturgic să găsim modalitatea de a ne elibera de multele noastre comodități și de a ne îndepărta de nenumeroasele paradisuri construite în mod artificial. Dă-ne harul, Doamne, de a fi credincioși, vigilenți, cu centura la brâu și cu lampa aprinsă, mereu de veghe, îmbrăcați cu hainele luminii, pentru a te întâlni la Sfânta Liturghie și pentru a primi în viața noastră belșugul harurilor Tale. Amin. Cum vă voi da binecuvântarea și cu ea ne reîntoarcem la ale noastre, păstrând în suflet întotdeauna bucuria credinței pe care o simțim în casa lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc și celor care ne-au urmărit pe internet și implor de la Dumnezeu harul și binecuvântarea Sa asupra tuturor. Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Ora de cateheză s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace.